Vladimir Placotniuc are un iaht de lux fabricat în 2015 de celebra marcă italiană Riva. Sursele confidențiale ne confirmă că vasul este înregistrat în Elveția pe numele fostei soții a oligarhului Oxana Childescu. Costul unui astfel de iaht de care se bucură Placotniuc pornește de la jumătate de milion de euro. Brigitte Bordeaux, Sophie Loren sau Belmondo au deținut la vremea lor o astfel de barcă. În afară de asta, Oxana Childescu deține și un parc de automobile Mercedes de clasă lux, care valorează peste 10 milioane de lei. Cât privește imobilele din Spania, sursele confidențiale ne spun că este vorba despre mai multe loturi de pământ de dimensiunea unui cartier, amplasate în orașul turistic Marbella, pe litoralul Mării Mediterane, la poalele muntelui Sierra Blanca. Presa din Cipru a scris că Oxana Childescu încearcă să obțină prin judecată veniturile din vânzarea unui iaht și a unui imobil în Spania. În trecut, Rea s a scris despre vilele lui Vladimir Plahotniuc din orașele Genova, Asciers, Leuș și București, ale căror valoare totală depășește 30 de milioane de euro. Săptămâna trecută, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a anunțat că a primit în gestiune dosarul penal de investigare a infracțiunii de îmbogățire ilicită în proporții deosebit de mari al cetățeanului Vladimir Plahotniuc. Potrivit investigațiilor preliminare, mai multe bunuri mobile, inclusiv un yacht de lux și imobile în state ca Elveția, România, Spania au fost obținute de către suspect inclusiv în perioada când era deputat.